Bine ați venit la ședința publicată de îndată la Consiliul Local de data de 20 decembrie 2021. Vă dau cuvântul domnului primar să citească ordinea. Nu lipsește nimeni? Nu. Doar doamna director, dar Turgenie. Eu întreb din rândul consilierilor. Turgenie este. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de organizare a rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Vârstănești Bacău pentru anul școlar 2024-2025. Punctul 2, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Vârstănești numărul 59 din 27-10-2023 pentru nivelul impozitului și taxele locale, a taxelor speciale, precum și a limitelor amenzilor care fac parte din venitul la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2024. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venit și cerurilor comunului Vârstănești de Țâmbacău pentru anul 2023. Punctul numărul 4. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispozitii vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Să punem la votul de zi. Cine este? Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de organizare a rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale de Sănești Bacău pentru anul școlar 2024-2025. Consiliul Local al Comunei Vârstănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale a Vârstănești Bacău pentru anul școlar 2024-2025, conform anexei la prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă OAT Vârstănești, în strânsă colaborare cu conducerea școlii gimnaziale numărul 1 Vârstănești Bacău. Articolul 3. Prezenta se va comunica primarul Comunei Vârstănești și Consiliului de administrație a școlii gimnaziale numărul 1 Vârstănești Bacău, inspectoratul școlar al județului Bacău, precum și instituția prefectului județului Bacău, prin invitarea secretarului general al Comunei Vârstănești și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale. Mulțumesc! Și eu aici o să vă dau citire la numărul de copii, dacă este nevoie să vă citesc și anexa. Nu, l-am văzut. Indescrește. O să citești sau vadă cei care vă urmăresc? Școala gimnazială numărul Vârstănești, număr de ani preșcolari sunt 7, număr de școală preșcolari 16, număr de elevi 86. La școala gimnazială Vrătești, ani preșcolari 7, preșcolari 15, număr de elevi 58. Școala primară Caragrău, ani preșcolari 7, număr de preșcolari 10, număr de elevi 17. Total elevi la nivelul Comunei Vârstănești sunt 161 de elevi. Da, deci eu am făcut o adresă către domnul primar, către Consiliul Local, să o convoace pe doamna director în ședință, în ședința de astăzi, dar domnul nu s-a prezentat. Noi am primit adresă. Știu. Eu îi solicit doar o demisie de onoare. Asta e demisia dumneei. Întrucât dumneaei groparea învățământului local. Și să vă spun și din ce cauză. Deci nici măcar nu a avut bună intenții de a-și renova copia conformă la microbuzul respectiv. Deci, dar nu, ce anume să renoveze? Deci să-și renoveze copia conformă. Deci microbuzul ăla nu poate să facă transport de elevi. Să-și renoveze? Da, să renoiască. Renoveze, normal să renoiască. Renoiască? Da, copia conformă. Microbuzul nu deține copii conformă. Deci, copii conformă la ce? La licența de transport. Păi așa zi, omule. Da, copii conform la licența de transport. Deci, eu am sunat la ARR, mi s-au dat datele respective. Sunt două persoane desemnate, Buțu Iulian, care are atestatul expirat, Dovleac Adrian, care încă are valabil, așa, și doamna nu, nici măcar nu binevoie să meargă să-și renoiască copia conformă. Și din momentul de față, eu o consiliez pe doamna să nu mai scoată microbuzul pe drum, că nu are niciun sens, că oricum circuit ilegal. Și vă dați seama, dacă e un accident cu ele, deci va fi probleme mari, nu așa. A doua problemă, am înțeles că domnul conducător auto nu mai deține permis, are permisul suspendat.
nu știu motivele care sunt, și noi folosim de la primărie, din cadrul primăriei, folosim pe domnul Mihai, nu? Ceea ce nu e legal. Ori merge cu microbuzul primăriei să facă serviciile pe perioada asta, ori doamna să își angajeze șoferul. Dar eu mai bine îi solicit demisia că se vede destul de clar toate rezultatele. Și de anul trecut, și anul ăsta. Și doar atât am avut de spus, să-și dea demisia când mi-e bine așa. Dacă dumneavoastră vreți să votați, să-i acordați buget, n-aveți decât. Vedeți că copiii sunt din ce în ce mai puțin, oamenii vorbesc peste tot că ei din cauza dumneiei. Și tot așa, sunt persoane tineri care vor să-și facă datoria, probabil că nu sunt lăsați, nu știu. Deci eu consider că să-și dea demisia. Eu vreau să mă refer la câteva lucruri bune pe care Consiliul Local și poate că să le-a făcut pentru școlile din fondul. Tot cum știți, din fondul propriu, am decis să aprovizionăm lucrările pentru 200 de metri cub pentru toate școlile, fără să mai facem achiziție, utilizând bugetul școlii și, efectiv, al UAT-ului. Noi am proces la aprobarea două de Consiliul prin care am finanțat dotarea școlilor cu acele laptopuri, videoproiectoare și tablete interactive. Am continuat programul acesta, dar primele două hotărâri au însemnat cheltuiala din partea bugetului local de 100.000 de lei. Acum avem în derulare un program de dotare a școlilor prin componenta C15, programul BNRR, prin care vor fi făcute dotări la nivelul școlilor comune, însemnând un contract în valoare de 864.317 lei, o sumă consistentă, care 864.317 lei, care va fi repartizată în dotări de tipul componente IT, care nu sunt, care n-au fost acoperite de cele două hotărâri de Consiliu pe care le-am avut noi, vor fi dotate cu mobilier noi, toate cele de clasă, vor fi dotate două laboratoare, va fi amenajată o sală de sport, deci sunt cheltuieli din punct de vedere al autorității locale, Bursării și al Consiliului Local, prin sprijinul hotărârilor noastre pe care am avut în parcursul timpului. Mi-am făcut așa cum trebuie treaba și am dus la devenire menirea noastră, aceea de a face lucruri pentru comunitate, pentru copiii comunității, care sunt viitorul nostru și viitorul comunității astea, care sper să fie oameni de bună calitate și să ne reprezinte cu cinste și cu mândrie, nu cumva unii cu membrii ai comunității noastre. Deci îmi doresc din tot sufletul ca acești copii să aibă parte de o bună infrastructură și să poată beneficia de lucruri adevărate, să fie menținut aici, să nu se mai să se oprească fenomenul migrator de la nivelul OAT-ului Bursănești către orașe limitrofe. Este un lucru pe care îmi doresc din tot sufletul ca acei copii care sunt creșterea natalității în zonă să opuneze școlile noastre și nu școlile din oraș. Vă mulțumesc! Da, eu sunt de acord cu domnul viceprimar, sunt de acord cu investițiile, dar să facă cu masare, că ați văzut că sunt 161 de elevi, să facă cu masare de școli, ia ducă la centru aici, că avem destul de clădiri liberi și sunt și modernizate clădirile, dacă nu mă înșel. Și problema este să schimbăm conducerea școlii. Deci, actuala conducere e dezastroasă. Dacă nu mergeți în discuție, trebuie să trecem la vot, la proiect, în forma prezentată. Cine este pentru? Abținere, împotrivă. Eu împotrivă. Dacă se crede, abținere sau împotrivă? Împotrivă. 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 Eu vor împotrivă. Trecem la punctul de părere. Eu stau citirea referatului de aprobare privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 59 din 27.10.2024 în 2023 privind introducerea taxei de salarizare pentru anul 2024 la nivelul agenției Bursănești pentru lucrătorii casnici și pentru agenții economici și nu casnici. Este necesar și oportun și legal să introducem aceste taxe scrise de salarizare prin hotărârii Consiliului Local numărul 59 din 29.10.2024 pentru aprobarea nivelului impozitului taxelor locale, ale taxelor speciale, precum și de amenzilor care fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2024.
Aveți prezența acolo mână? Mă scuzați. Nu, nu, nu. E altceva? Da, haideți să mă rezolvăm și pe asta. Vreau să vă anunț că aceste două hotărâri fac obiectul, au fost aprobate individual. Și acum fac obiectul unui singurului hotărâri, care să... și o să dau citire la proiectul de hotărâri privind marcul modificare în completare hotărârii Consiliului Local de Sănești numărul 59 din 27.10.2023 pentru, pentru aprobarea impozitului taxelor locale și a taxelor speciale pentru limitele amenzilor care v-am venit la bugetul local aplicabil în anul 2024. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște, se modifică și se completează articolul 32, taxa de salubrizare, la capitolul 8, taxe speciale, articolul 484 din legea numărul 227 pe 2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv punctul 2, taxa specială de salubrizare, în cuprinsul hotărârii Consiliului Local al Bârsănești numărul 59/2017 pentru nivelul impozitului și taxelor locale, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care fac venind la bugetul local aplicabil în anul fiscal 2024, care va avea următorul cuprins. Așa. Și mai avem aici articolul 2, este prevederea hotărârii Consiliului Local, Bârsănești numărul 59 din 27.10.2023, rămân neschimbate. Articolul 3, prevederile prezente hotărârii se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2024 și vor fi aduse la nivel de către autoritatea executivă a comunei. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă teritorială. Articolul 4, hotărârea se va comunica primarul comunei Bârsănești, compartimentul de care impozite și taxe al aparatului de specialitate al primarului, precum și prefectul de Zubacău și va fi adus la cunoștință publică prin a fi în condițiile lege. Dar în condițiile lege. Discuții. Am început să vă mulțumesc, dar să mă prezint. Să mă prezint. Cum spuneam, aceste două hotărâri au fost aprobate individual și acum aceste două fac obiectul unui singur hotărâri. Un singur document. Am înțeles, dar... Bine, doamna secretar. Dar nu e că trebuie, spuneți că următează, doamna. Eu am urmărit aseară, chiar ce-a fost în grijă din Parlament cu votul lor acolo, cu scandalul. Da. Am înțeles că nu se va mări nicio taxă, niciun impozit anul viitor. Păi nu s-a mărit, s-a indexat cu indicele de inflație, atât. Deci, exact, și în alea, cu masa maximă autorizată, că a apărut act normativ special pentru asta. Deci asta a fost pe 27 octombrie, domnul Axinov. Știu că... Iar acum completăm cu taxa specială de salubrizare. Ăsta e rostul proiectului. Eu acum am completat de pentru asta. Acum am completat de pentru. Da, eu nu am fost. Deci eu nu am fost. Deci eu nu am fost la ședința anterioară, că ședința anterioară s-a întâmplat cu. Deci luna asta. Deci, da, luna asta, pe data de 12 a fost ședința, mi se pare, nu? Da, pe 12. Și au fost discuțiile cu salubrizare, cu taxa de salubrizare. Așa. Bun. Eu doar cum nu înțeleg o chestie. La două luni, o lună jumătate, imediat vine o schimbare cu salubrizarea asta. Eu tot nu înțeleg ce vor, unii vor să ajungă, ce vor să facă, eu nu dau seama. Deci, acum două luni, când a fost domnul viceprimar cu taxa, cât colectăm, atâta plătim sau cât dăm, atâta plătim, nu? Ai fost puterea de anul trecut, la început de luni până la februarie. Bun, și acum pe ce bază ei încearcă să schimbe iar prețul? Și m-am mai uitat în materialele care v-au fost transmise pentru ședința. Da, eu m-am uitat în materiale. Dacă eu v-am spus în dată în cetă de cuțină, am explicat în consiliere care au trecut să care și-au asumat și care mi-au spus. Au fost doi factori care au influențat. Unu, a fost majorarea ce contribuția la economia circulară. Pentru că taxa de salubritate are trei componente. Colectarea, depozitarea și ce. Am explicat pentru fiecare parte care este valoarea, 67%, 23% și 10%. Deci o creștere de 10% generată de dublarea contribuției la economia circulară generată de Agenția de Mediu, de Ministerul Mediului. Deci nu ne aparține nouă, nu ne-a băgat, iar creșterea cu indice de inflație 3,8% prin 84% a însemnat o creștere de 24%. Așa cum am explicat mot-a-mot în ședința în care am aprobat hotărârea de Consiliu. Deci de la o valoare de 11 lei a crescut pentru persoană fizică la 13,64. Creșterea este de 2 lei pentru persoană fizică,
a fost o hotărâre pe care am discutat-o, care a fost aprobată în plenul Consiliului din ședința din 12-a. Da, dar haideți să luăm, deci, logic. Deci, astăzi, motorina a fost în jur de 7 lei. Anul trecut, motorina depășea 8 lei, 40 sau cât era. Eu nu înțeleg cum, numai în plus. Bă, niciodată nu au venit și, domnule, mai scădem prețul că a scăzut motorina, nu a scăzut. Păi, doamna secretară, noi votăm, ei fac ce votăm noi. Păi, acum ce zic? Mă uitam și cu ăsta, cu selectarea. Tot la fel. Selectarea, deci, noi punem oamenii, deja au început să învețe să pună selectiv, ei vin cu o singură mașină, nu m-am bătaie de joc, răstoarnă la unul. Nu e adevărat. S-a terminat. Sunt de apă și s-a respectat de tot de mână. A văzut. Da, alte discuții. Bine. Alte discuții. Dacă nu este discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Abțineți? Patru abține. Împotrivă? Trecem la punctul 3 de ordine. Eu vreau să vă aduc la cunoștință referală de aprobare în sprijinul rectificării de locale de și cheltuială comunei Pisănești. Doamnelor, domnul consilier, vă aduc la cunoștință că adresa numărul 3333290/14/12/2023 a Consiliului de Țean Bacău, prin care ni se comunică faptul că prin hotărârea Consiliului de Țean Bacău numărul 313 din 13/12/2023 ni s-a repartizat suma de 355.000 de lei, reprezentând sume prevăzute în articolul 6 al 10 din legea bugetului de stat pe anul 2023 și adresa numărul 5.512 din 19.12.2023 prin suplimentarea sumei defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașului comun, în principiu, în sumă de 19.000 de lei. Și o să dau citire la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de descentralizare al Comunei Pisănești pentru anul 2023. Consiliul Local al Comunei Pisănești hotărăște. Se aprobă rectificarea bugetului local de legi și cheltuială comune de Sănești pentru anul 2023, conform anexele 1 și 2 care face parte din așa prezenta hotărârii. La partea de venituri, suma de 355.000 de lei, sume reprezentând fondul de dispoziție a Consiliului Județean, la capitolul cod indicator 0405, și sume defalcate din TVA, în valoare de 19.000 de lei, la partea de venituri. Iar la partea de cheltuieli, suma de 19.000 de lei. Am prevăzut la capitolul 68.05.02.57.02.01 asistența socială, caz de invalidizare a lucrurilor sociale. Iar la suma de 355.000 de lei, am prevăzut la drumul și pod, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. La capitolul 84.03.01.20.01.30. Prevederile prezente în hotărâri vor fi acționate de către Autoritatea Executivă a Comunei. Așa. Comunii, iar prezenta se va fi comunicat primarul, compartimentul financiar, contabilitate, venituri, executări, sindicii, Consiliului Țean Bacău, trezorerie, unei instituții, prefectului Țean Bacău și va fi publicată prin afișare, prin grijă, secretarul general al Comunii. Este vorba de cele două sume care le-am primit de la Consiliul Țean, de 355.000 de lei și 19.000 de lei care am prevăzut la asistența socială, caz de invalidizare. Discuții. Deci bineveniți. Da. Numai să-i putem utiliza. Dacă mai era. Dacă mai era, să știți. Tot ce s-a duce acasă, e bun venit. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Da. La punctul numărul 4, divers. Are cineva ceva de... Domnul, să scrie cineva. Da. Domnul primar, continuați o întrebare. Inventarul este și de azi. Acum, un an de zile m-ați prostit. Nu l-am prostit. Evaluarea este gata, a urmit. Prima ședință de anuare. Da. Deci, prima ședință. Bun. Deci, vă să-mi scriu pe telefon. Da, urmă. În a doua ședință. În a doua ședință? În februarie. Deci, există contract pe evaluare. Da. Evaluarea a durat un an de zile. Asta a fost. Noi am mai cadastrat între timp, domnul primarul poate spune, da. Tot mai interveneau bunuri care trebuiau evaluate ca să fie trecute toate caracteristicile tehnice în acela.
Iar acum am putut să facem un program special cu care de aceeași firmă, care să ne sprijine să putem face atestare. Atestarea înseamnă, practic, lucrarea, da, bine, sinonimul limba română, dar din punctul de vedere al speției în cauză, este vorba de trebuie să strângem, să facem, practic, să avem absolut toate actele de vânzare, cumpărare, donație, tot ce asta la bază. Documentele care documentele exact, care atestă regimul juridic al... Adică cum au fost ele preluate în domeniul juridic. Pentru că ele, practic, împreună cu proiectul, la Ministerul Dezvoltării, Ministerul Dezvoltării, 90 de zile, conform codului administrativ, este obligat să răspundă solicitării noastre, pentru că ei, la rândul lor, consultă absolut toate instituțiile statului privitor la faptul dacă au sau nu au observații privitor la ceea ce este al nostru. Adică, practic, fiecare minister își dă consimțământul și avizul favorabil sau defavorabil, vis-a-vis de introducerea și rămânerea definitivă în domeniul public al unei comune, anume unități administrative teritoriale, că e orașul, municipiul de județ. Deci, asta, cam asta este circuitul. Deci înseamnă că până pe o martie din ziua femeie, îl avem, nu? Cu IOC. Da. Păi, deci, cu IOC tot așteptăm de ani zile. Și problema numărul 2, unde sunt butoaiele de la armele, cum le-am văzut? Da. Da. Noi sunt în școala de la armele, da. Ca să nu dispare, deși asta o să le strângem deocamdată. Efectiv, nu era utilizat. Da. Le-am pus în școală. Am văzut și fântânele acolo făcute. Am fost și am... Asta este apă, da, da, da. Pe oricum, toți face cu materiale. Da, 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 s-a făcut pentru anumite persoane. Dar anumite persoane, deci anumite persoane trebuie să sunt obligate să facă investiții. Dar o să le facem la momentul respectiv. Foarte bine. Da, atât am avut din zi. Și vă urez sărbători fericite la toată lumea. La Albele trebuie intervenit la drum acolo. Deci, acum să mai dezghețați ceva și în tot satul, pe toate și pe Valea Bisericii. Nu-l avem în inventar, domnul Pierre. Până în capul satul, la Toba, la... Și spre Poiană. Da, și spre Poiană, deci... Drumul fiind așa cum am spus înghețat, nu se poate face. Deci, consumăm carburant și timp și energie degeaba, dacă nu suntem în niște condiții. Nu putem face de-aia lumea așa. Deci trebuie să fim, adică drumul ăla să fie. Să-mi dea voie să lucrez la el, să putem dacă fac de-aia lumea așa și mă plimb pe drumul de-aia, dar să fie prin punct, n-am făcut nimic. Dacă nu sunt condiții, din punct de vedere al timpului care să-mi dea voie să lucrez la el, nu pot să fac. Atunci muncesc de prost și n-am realizat nimic. Pentru că pentru mine e ușor să spună lucruri, dar când le faci, vezi cum se fac și comentariile sunt la ele acasă. Dar degeaba sunt comentariile, doar cei care le fac, cum se fac. Domnul viceprimar, deci eu am fost ieri la altul. Mulțumim, domnul. Da. Și o să vă pun poză, o să vă pun filmuleț, am filmat tot drumul și îi mulțumesc chiar domnului consilier Valerian Premi, că e consilier județean, că s-a implicat foarte mult cu altul. Am fost cu dumnealui. Da, 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 da. Noi am fost și asta cu dragă. Ei, ascult, dar poate și fost pentru alte chestii. Domnul Muntean. Așa am fost pentru domnul Muntean. Dar tot vorbeați de modernizarea școlilor cu mobilier și interiorul lor. Pe exterior nu se poate face nimic. La Plătești, eu știu un tavan în cazul de băia. Polistrienul îi spart. Lambriul de la intradosul acoperișului sărit, îi zburat. Să intervină și la chestia asta. Nu mă numit. Mai enumeră o dată lipsurile alea, te rog, ca să poți să-și mă vezi. Eu tavan căzut. La intrarea școală. Adică pe hol? Nu, chiar afară. Copertina aia care e tavan căzut. Lambriul. Intradosul acoperișului zburat. Lipsă. Deci, așa, lambriul. Unde e lambriul ăsta? Zi, localizează-l.
sub acoperiș. Aaa, chestia aia, deci un ambriu de sub acoperiș. Da, așa. Și nu e încălătate. În spart fațadă, trebuie intervenit lucrarea. Ce spart sunt la fațadă? Polistirea. Polistirea. Izolația de polistirea. Da, mai e un pic chituit, reparat. Da. E frumos, și capabil să fie colate. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, vedeți că la Albele e o groapă de gunoi pe strada, e strada bisericii până în fund, strada aia. Da. Vedeți că e o groapă de gunoi pe acolo, o grămadă de gunoi. E exact cum urcat să face drumul în stânga, care merge la 4-5 case, cât acolo. Pe partea stângă. Să vedeți cât, cât de gunoi sunt acolo. Nu știu acum în atribuții, dumneavoastră știți mai bine să-și facă treaba. Dar de nu reper ca să știu ce notez. O să mă duc și vă trimit astea, coordonatele GPS. Cine este pe acolo? La 4. Păi dacă avem inventată. Poate discuții. Dacă nu mai sunt... Eu vreau să trimit Consiliul Local data de 31, ca să nu ziceți că primarul... Dar acum ați procedat și la... Veniți la primărie, curat, serviți un par de vin. Cea mare plăcere, mă rog, mi-e dați. Dacă nu mai sunt discuții, vin să urez tuturor cetățenilor Comunei Bârsănești. Un călduros, anunțan și sărbători fericite. Nu mi-e de plac, cerința închis. Sărbători fericite!